În această lună, conducerea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Iași a pregătit pentru public o serie printre care se numără spectacolul Mărțișoare Folclorice, premiera spectacolului Insula Femeilor în regia lui Andrei Ciobanu, festivalul de umor Umor în Iași, dar și renumitul festival de artă și creație Gaudeamus. Evenimentele dedicate acestei luni debutează cu spectacolul folcloric Mărțișoare Folclorice, spectacol în cadrul căruia se vor reuni mai multe ansambluri folclorice studențești. Iar aici amintim de ansamblul folcloric studențesc Doina Carpaților, ansamblul folcloric studențesc Mugurelul și ansamblul folcloric Sufletul de Român. Totodată, la finele acestei săptămâni, va avea loc și premiera comediei Insula Femeilor, piesă de teatru semnată de regizorul Andrei Ciobanu. Din lista evenimentelor programate pentru această lună nu lipsește nici Festivalul Artei și Creației Studențești Gaudeamus, proiect organizat împreună cu asociațiile și ligile studențești din Iași. Prin acest proiect, care are în spate o vechime de 7 ani, se dorește scoaterea în evidență a potențialului pe care îl au tinerii în realizarea evenimentelor culturale. Luna martie este momentul în care vom găzdui foarte multe mărțișoare culturale dedicate ieșenilor, studenților din municipiul Iași. Data de 4 martie va fi momentul în care la Casa de Cultură a Studenților din Iași va debuta spectacolul Mărțișoare Folclorice, începând cu ora 19, îi așteptăm pe ieșeni, pe bază de invitație, invitația fiind gratuită. Vineri 6 martie la Casa de Cultură a Studenților va avea loc de premiera spectacolului de teatru Insula Femeilor în regia colegului nostru Andrei Ciobanu. Acest spectacol va debuta începând cu ora 17 și va fi susținut în două reprezentații, una la ora 17 și una la ora 19. Totodată, perioada 16-22 martie, va avea loc festivalul de umor Umor în Iași. Data de 11 martie și 2 aprilie va avea loc festivalul de artă și creație Gaudeamus. Data de 13 martie, începând cu ora 18, în foaierul Casei de Cultură a Studenților din Iași, va avea loc o expoziție de fotografie alb și negru al Clubului de Artă Concept Art. Aproape de finalul acestei luni, mai exact în data de 25 martie, ieșenii sunt așteptați la Clubul de Muzică Richard Oșanitski, manifestare unde invitatul special va fi Dan Spânu, profesor la Universitatea de Arte George Enescu.